Vara a ajuns la final. Cu toate acestea, sezonul turistic de pe țărmul românesc al Mării Negre va continua și în prima lună de toamnă, întrucât la 1 septembrie se va lansa programul Litoralul pentru Toți. Turiștii care vor ajunge pe plajele însorite de la malul mării în intervalul 1-30 septembrie vor beneficia de reduceri la cazare de până la 70% față de tarifele practicate în vârf de sezon. Clienții vor scoate din buzunar între 50 și 140 de lei pe zi pentru cazare. Văucerele de vacanță vor fi valabile și în această perioadă. Aflat la 36 ediții, programul special Litoralul pentru Toți prezintă același interes din partea turiștilor ca și acum 18 ani, când a fost lansat fiind singurul program social din România susținut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, multe hoteluri intrate în program mențin aceleași tarife nemodificate de 7 ani, deși costurile utilităților au suferit în toată această perioadă majorări de peste 60%, iar în unele cazuri chiar s-au dublat. Și în cadrul acestei ediții, sejururile pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, precizează Federația Patronatelor din turismul românesc. Pentru al treilea an consecutiv, turismul din România și în special hotelurile de pe litoral, se confruntă cu o criza a forței de muncă fără precedent. Din acest motiv, multe unități de cazare refuză să facă rezervări în septembrie. Cu toate acestea, până acum s-au înscris în program 49 de hoteluri din toate stațiunile de la malul mării, care pun la dispoziție 3675 de locuri de cazare în fiecare dintre cele patru serii.